O livadă de peste 25 de hectare, mai multe terenuri cultivate, un centru de colectare a laptelui, o fermă de vaci și o profesie de veterinar pe care o exercită cu brio. De toate acestea se ocupă, bineînțeles, dragele mele, o femeie undeva în județul Mureș. Vreau să o cunoașteți. Soțul dumneaei o ajută. E adevărat că astăzi și-a rupt puțin din timpul petrecut acolo, la fermă, și a venit să stea de vorbă cu noi. Iar doamna lui tot despre muncă vorbește. La mulți ani! O familie de fermieri din județul Mureș, comuna Batoș, da? Da. Doamna doctor, știu că aveți o activitate complexă, i-a spune, bogată, vă ocupați și de zootehnie, sunteți și medic veterinar concesionar, aveți și livadă, terenuri în exploatare. Cum reușiți să faceți față? Încercăm să, pe toate planurile, să facem față și în agricultură și în zootehnie. Da, meseria de bază sau profesia de bază absolut, rămâne. E cea mai de suflet, așa, rămâne, nu? Sigur că ce da, faceți sigur. În sensul ăsta, în zona dumneavoastră? Sunteți medic concesionar în primul medic rând. Medic concesionar și... Ce comune aveți? O singură comună, Batoșul, cu patru sate. Ce efective de animale aveți? Avem 1500 de capete bovine la nivel de comună, cu tot cu ferme. Da. În jur de 8000 de oi, porci în jur de 2000. Oho, deci aveți... Păsări aveți, către 10000, da. Aveți de lucru ca medic, da, veterinar, activitate, nu? Activitate există, și pe lângă da. Asta, și activitate comercială, firmă de familie. Sunteți aici împreună cu soțul, cu siguranță că faceți o casă bună și la propriu și la figurat. Domnul Ionci, cum e? Greu? Ușor? Foarte greu. De timp, ce? Timp liber puțin. Cea mai mare parte a timpului... În fermă. În fermă. Pe teren. Pe teren. Cât timp stați acasă și cât timp stați în fermă? Foarte puțin. Numai cât dormim, practic. Cât să ziceți sărmâna doamnei și să luați masa eventual seara, târziu, nu? Da, dacă apucăm seara, că oboseala... Aproape că n-aveți, nu vă lasă răgați sau nu mai puteți nici să vă salutați. Sunt zile cred. Când comunicăm numai telefonic, nu ne vedem, că probleme pe la bănci. Sigur. No, eu tot pe câmp, în fermă. Da, la... știu, nu e deloc ușor, mai ales când este vorba să, când trebuie să ai relații și cu instituțiile financiare, da, și cu cele administrative și așa mai departe. Aveți, spuneți, efective de animale importante și cu siguranță v-ați implicat și în valorificarea producției lor, cel puțin așa știu dintr-o discuție anterioară. Ce faceți în acest sens? Cu ce veniți în sprijinul crescătorilor de animale în zona respectivă în mod deosebit? Avem o firmă prin care colectăm lapte de la micii producători, centre mai micuțe, dar numeroase, deci la ora actuală cam 25 cu tot cu fermele mici, unde sunt dotate cu puncte de răcire. Au tancuri de răcire? Da, deci toate condițiile... da, și îl colectăm, livrăm laptele în două locuri. De curiozitate, cam cât lapte se strânge pe zi, pe timp de vară? Că e o diferență, bănuiesc, între vară și iarnă. Da, este diferență. Vara avem până în 15.000 de litri de lapte pe zi. Acum, momentan, avem 8.000. Am depășit 8.000, 8.500. A început să crească din nou laptele. Acum satisfac prețurile producătorii de, sau crescătorii de animale? Bănuiesc că da, de vreme ce încă există un asemenea efectiv la nivel de localitate. Da, să știți că am reușit în ultimul timp, în ultimul an, să oferim prețuri chiar destul de bune față de concurență. Sau comparativ cu ceea ce cu prețurile practicate pe piață, nu? Absolut. Deci noi vara trecută n-am avut prețul sub un leu față de... ne-am auzit în zona Luduș sau în jurul Mureșului și chiar mai departe, unde era 60 de bani, 70 de bani litru. Bun, aveți și fermă proprie?
În efectiv, propriu de animale? Da, avem o fermă de vaci. Câte animale? 70 de capete. Vaci, deci o bună parte din producția care o colectați, în punctul dumneavoastră de colectare, este și din producție proprie. Da. Acum, momentan, avem în jur de 1000 de litri de lapte pe zi. De la ferma proprie? Da. Uh-huh. Da. Și diferența până la 135 tineret, juninci, gestante. Da, da. Da, și... e firesc într-un asemenea efectiv să aveți mai multe categorii de vârstă, de animale. Anul trecut, în toamnă, o mare parte din efectiv am schimbat. Am avut animalele mele. Da. Eu l-am crescut și acum am schimbat. Adică ați asigurat efectivul din producție, din producție proprie, să spun așa, nu? Da. Acum, în toamnă, am făcut o selecție, am adus... ați adus ceva rase de afară? Da, da, 60 și ați metisat, ați făcut un crăcizare? Nu, am adus acum Holstein din Olanda și Germania și o mare parte ce am avut eu, deci am schimbat efectivul. L-ați înlocuit efectivul. Da, da. Bun, o asemenea fermă cu un asemenea efectiv necesită și o bază forajeră. Aveți suprafețe pe care le cultivați sau sunt pajici naturale? Cum asigurați baza forajeră? Avem fâneață proprie în jur de 50 de hectare. Avem concesiunea de la primărie 45 de hectare și restul avem arabil, culturi și înființați culturi forajere. Da, da. Vă sunt suficiente pentru asigurarea bazei forajere, pentru efective de care dețineți? Da. Bun, și tot dintr-o discuție anterioară, doamna doctor, am înțeles că aveți și pomi și o livadă. Vă rog frumos să-mi vorbiți și despre livadă, pentru că ne-am întâlnit și undeva unde s-a vorbit foarte mult de acest domeniu. Da, deținem o suprafață de în jur de 50 de hectare de livadă. De ce vârstă? Sunt tânără sau? Este bătrână. Am încercat să o revigorăm prin tăieri masive. Deci, tăieri de regenerare. Da, 20 de hectare, care am obținut producție foarte bună anul acesta. Asta presupune că sunteți, cum se spune, pe ea, sub aspectul tehnologiilor aplicate a tratamentelor pe care absolut, le aplicați împotriva absolut, bolilor și dăunătorilor. Absolut. Este foarte important și momentul utilizării produselor și folosirea produselor noi. Deci anul trecut am folosit în 2014 produsele noi apărute. Care e modalitatea de valorificare a producției în general și din zootehnie și din sectorul vegetal? Cum valorificați? E greu? Găsiți beneficiari? Destul de greu. Ne confruntăm acum cu o piață cu prețuri foarte mici la măr. O parte am dat la industrie, la suc. Ați dat la industrie de ce? Din cauza prețului mic și trebuia neapărat să valorificați sau că a avut o calitate doielnică? Da, au fost merele care au fost... Care au căzut, cum se spune. Da, au căzut la sortare. Da, și fiind... foarte multe, deci au fost și sub stas care au mers la industrie. O parte și acum momentan facem pentru școli, dar nu direct. Da, am înțeles. Există firmă care a câștigat licitația și face producție, distribuția. Sigur. Da, face distribuția și noi furnizăm laptele. V-ați gândit la o valorificare directă în afară de unitățile de procesare? Da, sigur, valorificăm și direct o parte din el. Avem dozatoare de lapte în Târgu Mureș și în Reghin. Procesăm din el la scară redusă, deci, dar... înseamnă că aveți o unitate de procesare și de absolut, colectare și de procesare bine pusă la punct, nu? Absolut, da. Facem chiar și lapte la pungă.
facem cașcaval, telemea, mozzarella. Oh, deci o paletă întreagă de produse. Sigur, și cum? Reușiți să le valorificați? Natural. Facem în cantități mici, deci valorificăm la magazinele noastre și am început acum să ieșim pe piață la Cluj, la în Vâlcea. Începe să vă să creșteți în același timp să vă extindeți zona de valorificare. Da, foarte bine. Da. Aveți o fetiță, din câte știu, da. Mare, Andreea, așa da. O cheamă? Da, Andreea, da. Cât de mare este? Este în clasa 12-a. Oh, fetiță mare de acum. Cum vă... îi place ceea ce fac părinții? Îi place activitatea asta de fermă, de producție, de zootehnie? Îi place, dar dorește să studieze pe linia alimentară, deci vrea să meargă mai departe, să facă studii superioare. E foarte bine, iată că aveți nevoie în afacerea de familie, de un om de specialitate, de un specialist în domeniul acesta, pe zona aceasta de procesare a producției, nu? Și de ce nu poate și procesarea producției din sectorul vegetal până la urmă? Că așa sperăm. Valorificarea și e din ce în ce mai grea. Mai să îmbrățișeze cu plăcere și să ducă mai departe. O simțiți așa, aproape de afacerea familiei? Da, da, sigur că da. Înseamnă că un copil bun care iubește ceea ce fac părinții. Da, absolut. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat și vă doresc mult succes. Mulțumesc și succes fetiței clasa 12-a la bacalaureat. Mulțumim.